Abecedarul banilor a fost parcurs într-o oră de către elevii de clasele a 5-a și a 6-a, olimpicii la matematică din toată țara. Maria Dornean, director al sucursalei BNR Mureș, alături de referentul de specialitate Peter Baleog, le-a oferit tuturor lecții despre principalele atribuții ale Băncii Naționale a României, istoria celor 135 de ani a liderului bancar, politica monetară și supravegherea sistemului bancar. Dacă ne uităm aici, Banca Centrală același lucru face, dar cu alte persoane. Deci băncile comerciale lucrează cu firmele sau persoanele juridice și cu persoanele fizice, adică cu noi, da? Dar Banca Națională nu se ocupă cu persoanele fizice și persoanele juridice. Și de ce vă spun? Pentru că mulți vin la mine și îmi zic, tu lucrezi la bancă. Nu pot să îmi acord un credit. Nu pot. Pentru că noi cine ne ocupăm? Băncile, da? Banca tuturor băncilor. Acești copii am vrea să rămână în primul rând cu niște baze legate de sistemul financiar, de banca centrală, de sistemul bancar în general, de diferența dintre o bancă centrală și o bancă comercială, despre niște valori istorice ale băncii naționale, ale monedei țării noastre. Și am ales, de fapt, noi vrem să instruim financiar toți copiii. Copiii au înțeles foarte bine care este rolul băncii centrale și ne-au mărturisit că lecția despre bani le-a prins bine, mai ales că ei pot fi viitorii bancheri ai țării. Am aflat mai multe lucruri despre bănci, despre toate, despre finanțe, despre cum se coordonează o bancă și de unde vin banii. Este foarte important pentru mine, deoarece prin intermediul ei pot să mă dezvolt și pot cunoaște oameni noi. Unii dintre ei au primit și pachete premium în schimbul atenției de care au dat dovadă și a răspunsurilor pe măsură. În cadrul seminarului au fost prezentate și bagnotele specimen, lampa specială care determină veridicitatea banilor. La lumină, vedeți, personalitatea se vede și în partea în dreapta, da? Dacă vă duceți afară, luați o bancnotă de la... De fapt, aici, partea asta se vede la orice bancnotă. Vă uitați la lumină, personalitatea se reflectă în partea dreaptă, da? Vrei să vezi tu? Pune aici. Vezi? 50. A, da, aici. Elevii au pus întrebări, au fost ochi și urechi la tot ceea ce le-au explicat profesioniștii în domeniu, tocmai pentru a pleca de la eveniment cu un bagaj mai mare de cunoștințe. Au fost încântați de proiectul educațional marca BNR, așa că la final au împărtășit impresii și au părăsit sala mai bogați din punct de vedere intelectual.